Sculați-vă, gazde mari, în seara de Crăciun. Sculați voi, români plugari, în seara de Femeile social-democrate, cărora li s-a alăturat deputatul de Giurgiu Nicolae Florian, au fost sâmbătă gazda a sutei de copii din județ, dar și a colindătorilor din Giurgiu. Sala de ședințe de la Nova Force s-a transformat pentru aproape 3 ore în sală de spectacol, iar copiii din Giurgiu sau din comunele Vieru, Putineiu și Stănești l-au așteptat pe Moș Crăciun cântând colinde. Mulți ani! Vă urez o colindețe liniștită, o colindețe cu bucurii, să vă deschidă oamenii bogați ușile și să-i colindați și pe cei care sunt mai nevoiași în momentele astea, pentru că și ei au nevoie de voi. Un Crăciun fericit vă urez, sărbătorile numai cu bine, la mulți ani și să vă țină Dumnezeu obiceiurile, să nu uitați să ne colindați ori de câte ori avem și noi nevoie, să știm că voi existați, să avem grijă de voi. La mulți ani! La mulți ani! Astăzi, în prag de sărbătoare, noi, femeile social-democrate, ne-am gândit că ar fi bine să-l ajutăm pe Moș Crăciun să ajungă și în comunele și la copiii care locuiesc mai departe și poate moșul nu are timp să ajungă și la ei. De aceea ne-am gândit că ar fi bine să facem tot posibilul și zic că am reușit cu ajutorul domnului deputat Nicolae Floricel, cu ajutorul domnului președinte al organizației domnul Nicolae Bădălău, împreună cu doamna Reli Dobre, care este președintă la nivel național, am reușit împreună cu mult efort, dar spre bine, să organizăm această acțiune pe care astăzi ați văzut-o și la care ați participat, aducând copiilor un spectacol, aducând daruri, aducând dulciuri, sperând ca în anul care vine să le fie mult mai bine tuturor, atât lor cât și părinților lor. De aceea eu aș dori numele întregii organizații să le doresc un an nou bun, să le doresc sărbători fericite, un Moș Crăciun bogat, să aibă masa îmbelșugată și mai ales înainte de toate să aibă sănătate, că altfel le putem duce pe toate. A fost un adevărat spectacol care a încântat asistența și îndeoseb pe cei mici. Mai ales că, surpriză, copiii au fost încântați cu un spectacol al actorilor giurgiuveni de la Teatrul Masca, Clara și Cosmin Crețu. Stați că facem asta! Stați că facem asta! Știu cum faci. Vine un coace, ține tu punga, da? Ține tu punga, uite așa. Ține-o cu amândouă mânițe. Uite așa. Așa, așa. Cine vrea să amuște mingea? Eu! Aha! Ia mingea, ține-o bine. Aia. Arunc! Nu e. Un pic mai încet, un pic mai încet. În cele din urmă, pentru toți care au cântat și recitat și mai ales pentru cei care au știut să aștepte, a venit și moșul cu daruri. Spectacolul și toate surprizele au fost pregătite de Organizația Județeană a Femeilor din Partidul Social Democrat, care au ținut ca Moș Crăciun să vină și pentru copiii din comunele județului. Sculați-vă, gazde mari, în sală.